Serbia a fost acoperită de un val de aer tropical, iar în capitala Belgrad temperatura a ajuns la 38 de grade Celsius. Și este abia începutul caniculei, pentru că valul de căldură se va extinde în zilele următoare. Pa, loše podrasi podnosim vrućinu s obzirom da cijel dan ovdje stojim, mislim, ono, dobro nekada se osunčate, ali ne prija baš. Strašno je, vruće, vrlo teško. Hladimo se kako umemo. Eto, hvala. Deși are avantajul ieșirii la mare, Croația este la fel de afectată de valul de căldură ca și Serbia. Și aici autoritățile au avertizat persoanele cu probleme de sănătate să evite deplasările în miezul zilei. Nikako vruće, stvarno, ne možeš izdisati. Osjećam se umorno, da. Jako je teško, ne možeš hodati, ne možeš šetati, ne možeš, moraš biti u zatvorenom prostoru. Dificil este și pentru tineri angajați în industria turistică și care sunt costumați în centurioni romani. Nije lagano imati 15 kila oklopa još tu nikada na ovoj vrućini. Bilo je vrijeme kada je bilo veća sparina, a ovako dok smo u ladu još se može zdržati. Chiar și turiștii din regiuni tropicale simt din plin disconfortul termic din Croația. We expected maybe 30, maximum 30. Maximum, yeah. But we're surprised since yesterday 35, today 37, maybe tomorrow 40. It's really, I'm an African, I have the, but I feel the heat. Potrivit meteorologilor, codul roșu de caniculă va fi valabil în toată Croația în acest sfârșit de săptămână.